suntem alături de noi, mulțumim că timpul dumneavoastră cel scump, existența voastră trebuie să vă ținem câteva minute ca să fiți marea sărbătoare a hramului bisericii noastre, să fiți alături de noi. Vă mulțumim foarte mult pentru străduința, pentru activitatea dumneavoastră, pentru atenția care vă oferiți Sfintelor Biserici din Moldova. Să vă dea bună Dumnezeu, multă, multă sănătate, Doamne ajută și în toate lucrurile cele bune, Dumnezeu să vă dorească să părinte. Vă închinăm și cu lăsenii dumneavoastră. Mi s-a dat mie toată puterea în cer și pe pământ. De aceea, mergând în toată lumea și învățați toate neamurile, răpăzându-i în țara noastră pe lăsenii. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, vrem să vă putem să treceți să ne vizitați bisericuța noastră. Până la sfârșitul veacului, amin. Da, domnul primar. Deschideți. Faci foarte greu. Atunci, vă spun, nu știu cum, dar s-o... Frați creștini, stimați oaspeți, astăzi este o sărbătoare deosebită pentru satul nostru, este hramul satului nostru, este ca importanță, așa cum întotdeauna învăț domniile voastre, a doua sărbătoare după învierea Domnului. Sfântul Arhanghel Mihail din ceruri ne binecuvintează de Dumnezeu păzită țara noastră, satul nostru. Este, cred că, cel mai mare hram sărbătorit în Republica Moldova și bănuim că toate bisericile care poartă acest hram a Sfântului Arhanghel Mihail astăzi sunt pline ca și biserica noastră. Vreau să mulțumesc foarte mult oaspeților noștri care, nicătând la munca care o depun zi de zi, azi este zi de lucru, au găsit timp, ne-au răspuns la invitația noastră, domnule prim-ministru, cu cea mai mare dragoste, cred, din partea mea și a tuturor sătenilor satului Dubăsari Vechi, vrem să vă oferim să ne spuneți un cuvânt de binecuvântare. Eu mă bucur foarte mult în această zi minunată pentru localitatea dumneavoastră, pot să fiu alături de domniile voastre. E o tradiție, într-adevăr, foarte frumoasă, pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri. În perioada sovietică ceva nu prea a existat, deși iată părintele îmi spune că biserica dumneavoastră a fost între puținile care a funcționat și oamenii au avut ochiar și sfânt unde să vină să se roage și să gândească nu numai la probleme materiale, dar la ceea ce contează cel mai mult, eternitatea și credința în Dumnezeu. Am fost la școala dumneavoastră, am văzut elevi mulți, mă bucur să văd aici și copii foarte mulți, asta înseamnă că satul dumneavoastră are nu numai istorie, dar și un viitor. Și asta sigur că ne obligă pe noi, cei de la guvernare, să ne gândim și la oamenii în vârstă. I-am văzut aici la Concord, de la Centrul Social, văd și aici. Știu că aveți foarte multe probleme. Dar eu vreau să am credință că o să reușim cu ajutorul Domnului și cu eforturi care depunem noi în fiecare zi. Situația nu este simplă deloc, dar nici nu este imposibil să schimbăm spre bine. Și dacă o să ne susțineți și mai departe, eu vă asigur că în 2-3 ani o să facem așa încât pensiile să fie mult mai bune, așa cum le meritați după o muncă îndelungată. Și locul de muncă o să creăm. Dar cel mai important, copiii ăștia care sunt atât de frumoși și mici și ceva mai mari, să aibă un viitor. Să aibă un viitor la ei acasă, nu în afara Moldovei, dar la ei acasă. Și școala a venit cu domnul președinte și cu primarul Lanu, ne-am dat să facem alianțe la școală, să fim părinții mult mai buni ca copiii noștri, pentru că cel mai important este sunt copiii. În alte sate, localități, din păcate, numărul de copii este foarte mic. Iar la acasă chiar nu am copii, dar sunt copii, pentru că sunt copii, asta nu vreau că îmi dă ferie, dar și mă motivează, dar și mai mulți facem așa încât copiii noștri, dar și oameni în vârstă, care au condițiile necesare. Nu-mi poate vreau să vă ferice din tot sufletul. Dar că am reușit noi să supraviețuim la perioade foarte și foarte complicate, să păstăm limba noastră,
tradițiile, credința, eu sunt convins că o să reușim și acum, fiindcă avem foarte mulți prieteni. Iată aici, la Concordia, ați văzut cum cu ajutorul austriecilor am creat acest centru și cât de bine se simt oamenii care, din păcate, statul încă nu poate să-i ajute. Avem mult mai mulți prieteni și eu vă asigur că o să reușim. Și iau încredere în noi, fiindcă noi am demonstrat că știm exact ce vrem și o să mergem înainte. Așa că o să facem drumuri mult mai bune, o să facem centre sociale, o să facem așa încât oamenii să aibă de lucru la ei acasă. Asta e cea mai mare problemă. Ieri am fost la Petersburg, am văzut 10.000 de moldoveni acolo, la Moscova, la Sochi. Sigur că trebuie să fie la ei acasă, lângă copii, lângă părinți, că asta așa trebuie să fie. Așa că, încă o dată, vreau să vă doresc în primul rând sănătate. Să aveți bucurii de la cei daci, de la copilași, de la părinți și împreună sunt convins că o să reușim. Numai bine și sănătate și o zi frumoasă în continuare.